Pe lângă fazele litigioase, jucătorii își pot urmări adversarii, ei pot studia pe aceștia și pe lângă pregătirea specifică pot avea parte și de o pregătire teoretică, o analiză video al jucătorilor cu care se întâlnesc în acest campionat. Începe partida de dublu. Două echipe îmbrăcate în galben și negru. Comexim Lupen la serviciu, iar Salontani în atac. Însă, cum vă spuneam, când nu-ți mai iese nimic, o poziție clară, fără blocaj la fileu pentru numărul 15 de la Tengo și acesta greșește, ratează. Din nou punct pentru Comexim Lupen. Stoienică pentru colegul său din atac, însă Lucian a avut o poziție incomodă, nu a putut să se întoarcă la timp pentru a trimite balonul dincolo de fileu, 2-1 pentru Lupeni. Acum Stoienică singur, dă bine, recuperează Norbert Lăzău după preluarea colegului său, dar din nou banda fileului este inamicul numărul 1 al jucătorilor de la Tengo, a 4 sau a 5 minge de acest gen, care îi pune în dificultate pe jucătorii bihoreni. Acum se încurcă cei doi jucători de la Salonta, în cele din urmă reușesc să transmită balonul, dar e nevoie de apărare, e nevoie de multă mișcare în spate. 4-1 pentru Lupeni, dar cred că cel puțin jumătate din punctele contabilizate de echipa gazda acestui turneu au fost pe greșeala adversarului. Purice pentru Stoienică, care se pregătea să trimită balonul tare lung de linie, dar a ales în cele de urmă o execuție pretențioasă, a tăiat acel balon care a poposit între cei doi jucători apărători și în acest moment la scorul de 5-1 pentru Comexim, Tengo Salonta solicită timp de odihnă. După cum puteți vedea, nu este o diferență mare între cele două echipe, dar la capitolul psihic jucătorii echipei gazdă stau mai bine, au mai multă încredere în forțele proprii, iar acest lucru se vede. Salontani au greșit foarte mult și acest lucru se reflectă pe tabela de marcaj, acolo unde apare scorul de 5-1 pentru echipa din plan îndepărtat Comexim Lupeni. Cu un efort extraordinar al Salontanilor, care aduce încă un punct. În disperare, Norbert Lăzău a recuperat acel balon, iar adversarii au reușit să-l trimită în fileu și de acolo în afara terenului, 5-2. Iată un balon după 3 ghinioane. Salontanii au avut și noroc. Acum însă nu mai e vorba de noroc, e vorba de știință, e vorba de calitate al jucătorului Marius Stoienică, care a punctat cu acea minge tăiată și plasată dincolo de teren, încă un fileu pentru Salontan și punct pentru Lupeni. Parcă le tremură picioarele la componenții de la Tengo.
care nu au parcă încredere în forțele proprii și comit foarte multe greșeli, deși au faze simple. 8-2, 6 puncte diferență pentru Comexim Lupeni. Acum vine blocajul lui Purice. Schimbare la Tengo Salonta, este odihnit jucătorul cu numărul 15 și în locul lui intră numărul 4, Siarto. Tizian, care acum vrea să facă o ridicare pentru colegul său, însă a transmis balonul direct în terenul advers. Vine Stuciu și salvează acest balon, dar nu mai e cale de întoarcere. Efort frumos al lui Stuciu, dar în ciuda acestuia, Comexim are minge de set. Să vedem replica Salontanilor, care dă roade acum. A fost o poziție incomodă, dar ataca bine acest balon David Suciu și se amână finalul acestui prim set. 7 puncte avans pentru Comexim Lupeni. Să vedem un serviciu de sus. Bună preluare însă și din nou Stoinică poate fi cel care încheie setul, însă nu i-a mai reușit acea procedură de minge tăiată. Din nou plasează elegant balonul dincolo de fileu, dar vine David care îl păcălește acolo, deși a avut în față blocajul. Își păcălește adversarul, nu trage tare, ci plasează balonul pe lângă acesta și punctează 4-10. Punct final al primului set, câștigat de Comexim Lupeni. După cum vă spuneam, Tengo Salonta a furnizat surpriza primei etape, reușind să se califice în careul de aș la fiecare din cele trei probe, simplu, dublu și triplu, însă acolo două accidentări i-au privat pe Bihoreni de o clasare pe podium. De fapt au reușit să obțină un loc 3 și două locuri 4 la prima etapă. Din această cauză au fost cap de serie la tragere la sorți pentru această etapă și practic vor juca ultimul meci al grupei în compania echipei campione CSMS Latina. Încep bine gazdele acest set secund. Să vedem dacă au reușit și revină jucătorii de la Tengo, care erau cu psihicul la pământ, dar această execuție demonstrează că au valoare cei doi tineri de la Salonta. O execuție frumoasă, însă o greșeală tipic unui jucător neexperimentat, care duce un nou punct pentru Comexim Lupeni. Acum din nou Lăzău versus Stoienică. Linge în teren, spune arbitrul secund Răzvan Timingeriu, care acordă punctul pentru Tengo și scorul redevine egal 2-2. Nu pentru mult timp însă. Un nou punct pentru echipa din Lupeni.
Ce frumoasă execuție! Fără șansă, Marius Stoienică, care totuși a alergat, dar mingea a avut un efect care nu i-a permis să-l mai recupereze, egalitate la 3. Acum atac pentru Lupeni și uite, vine și prima greșeală după 5 mingi în care salontanii au trimis balonul în panda de la fileu. Acum e rândul echipei din Lupeni să comită o asemenea greșeală, minge în teren, din nou Stoienică și din nou fileu. Iată cum se poate schimba un joc pe două greșeli aproape identice. Acum din nou părea serviciu că va fi prea lung, dar a fost în teren, la fel ca și acest balon trimis de Marius Stoienică. N-a ales să dea o diagonală, a dat un lung de linie din acea poziție și a punctat pentru Comexim. Acum Salontani în dificultate, trebuie să transmită acest balon, n-au avut posibilitatea să atace. Din nou Stoienică, se apără bine Suciu, acum el trebuie să vină la fileu pentru a lovi acest balon. Din nou revine mingea, se joacă frumos ambele defensive, joacă bine. Nu se mai complică Stoienică și transmite direct cu capul. Suciu vine acolo, agață și acest minge Stoienică. Însă nu poate să atace din linia a doua, era prea departe de fileu. A încercat el o execuție puternică, dar balonul a poposit în fileu. 6-4 pentru Tengo. Acum e 6-5, minge în teren. Au început să joace și Salontanii în acest set secund. E un set mai echilibrat. N-a fost o minge bună. A încercat Lăzău să trimită tare, dar balonul a fost recuperat și aflați la construcție, jucătorii din Lupeni au finalizat cu punct acest atac și din nou egalitate pe tabela de marcaj. Acum fără șansă, s-a plecat numărul 15 de la Salonta și a trimis în colțul opus față de acel colț liber în care nu se aflau adversarii. Și acest serviciu e bun, dar recuperează bine gazdele. Continuă jocul, au fost două defensive care s-au ochitat bine de sarcină. Acum Lucian Purici apare la finalizare. Se vede că nu e postul lui acolo, totuși a trimis bine. Stoienică din linia a doua, din nou fileu. A forțat această lovitură jucătorul de la Lupeni, care face tot. Joacă și la simplu, și la dublu, și la triplu. Moment în care gazdele solicită timp de odihnă, au nevoie de un respiro, pentru că la scorul de 8-6 fiecare punct are o importanță deosebită. Nu e tot una că câștigi cu 2-0 sau cu 2-1, adversarul face și el un punct care în clasamentul general ar putea avea o importanță mare. Acum se reia jocul cu o greșeală din partea echipei Tengo, 8-7. Să-l vedem pe Stoienică, dar dă tare, dar tot în afara terenului se reface diferența de două puncte.
9 la 7 s-ar putea să fie primul meci la care vom avea nevoie de set decisiv, nu așa, pentru că acum din nou un singur punct între cele două echipe, 3 servicii consecutive greșite de jucătorii care se află pe terenul de joc, 2 de partea echipei salontane, una de partea formației din Lupeni. Acum Purice pentru colegul său vine în atac, rezolvă pe moment această situație, nu mai poate face nimic la acest balon, minge de set pentru Tengo Salonta. S-au mobilizat bine componenții echipei Comexim Lupeni, dar la a doua încercare salontanii au reușit să închidă punctul. Acum nu mai au ce să facă, își cere scuze Stoienică din cauza faptului că a avut noroc cu fileul care a deviat balonul și i-a prins pe picior greșit pe adversari, 10 la 9. Important acest punct care închide setul secund 11 la 9 pentru Tengo Salonta. Și iată că avem primul set decisiv din cadrul zilei de astăzi. Ne așteaptă un act 3 interesant. Au controlat bine partida jucătorii de la Lupeni, dar salontanii n-au mai greșit atât de mult ca în primul set și au reușit să câștige la o diferență de 2 puncte și își mențin șansele la victorie, ceea ce ar fi un lucru important pentru ei, pentru că în asemenea condiții s-ar putea califica din nou în careul de aș. Dacă Lupeniul învinge, mai are un match de totul sau nimic cu AS București pentru calificare, dar are prima șansă în acel duel. Acum începe setul decisiv cu primul serviciu pentru Tengo Salonta. Bună preluare. Stoienică se întoarce, trimite, dar se așteptau salontanii la acest procedeu. Însă balonul se oprește din nou în fileu și este 1-0 pentru Comexim Lupeni. Acum egalitate, își cere scuze numărul 15 de la Tengo. A făcut la fel și adversarul său, numărul 10, Marius Stoienică. Ambii au lovit balonul care a ricoșat din fileu și adversarii n-au mai putut să facă nimic. Acum Stoienică răspunde cu stil și își readuce echipa în avantaj. A oprit acel balon dincolo de fileu. A lăsat să cadă fără speranțe pentru salontan, care acum comit o nouă greșeală. Practic diferența se face la numărul de greșeli neforțate și înclină balanța deocamdată în favoarea echipei din Lupeni. Lucian Purice alunecă în încercarea de a juca acest balon. 3 la 2. Scoate bine jucătorul trăgător, care după aceea apare la fileu. Acum David Suciu a încercat să surprindă, n-a mai tras. Și acum din nou Stoienică are execuție surprinzătoare. Îi pune pe picior greșit pe adversari. Scorul devine 4 la 2. Singur la fileu trăgătorul de la Tengo, care rezolvă acest punct. Deși s-a dus spre balon Marius Stoienică, n-a mai reușit să joace cu capul
Mingea a sărit prea sus din podea, 4-3, din nou Stoienică răspunde cu aceeași execuție, a primit ceva, acum dă același lucru la schimb, 5-3, se menține cartul de 2 puncte între cele două echipe, acum greu pentru Tengo din acea poziție și vine blocajul lui Suciu, dar se apără bine, să vedem dacă vor putea continua această fază. Un ultim efort Lăzău trimite dincolo. Și uite ce înseamnă când nu renunți la o minge care pare deja pierdută. David Suciu face un blocaj foarte bun la fileu și din nou e 5-4. Salonitanii au pierdut acel punct de vreo două ori, însă au avut de câștigat ca și acum. Vine blocajul lui Suciu care restabilește egalitatea, prind încredere tinerii de la Tengo. Cum nu le-a și nimic în primul set, se pare că acum sunt mai concentrați, mai încrezători în forțele proprii. 6-5 se schimbă terenul. Foarte inspirat Marius Stoienică, a văzut că balonul va poposi în afara suprafeței de joc și a ridicat piciorul. Un singur punct între cele două formații. Rămâne de văzut cum vor putea gestiona acest set 3 jucătorii de la Tengo, care dacă se mobilizează și nu greșesc, au șansa chiar să câștige. Extraordinar Marius Stoienică agață acel balon cu piciorul și menține șansa echipei sale de a rămâne în joc și de a câștiga acest meci, însă acum David Suciu nu mai lasă nimic la voia întâmplării și punctează. Egalitate la 6. Acum fiecare greșeală va cântări decisiv în stabilirea câștigătoarei. Serviciu bun, dar vine Stoienică. O să primește blocaj în mod surprinzător de la adversarul său. A stat bine acolo cu piciorul David Suciu și de la minus 2 puncte Salonitanii ajung să conducă, însă ce au strâns prin muncă risipesc printr-o prostie. Un serviciu în diagonală în afara terenului, egalitate la 7. Au muncit bine tinerii de la Tengo, dar la 7 la 6 au stricat acea minge. Acum vine și greșeala din partea adversarului. Este clar că jucătorii nu mai sunt la fel de concentrați, se resimte oboseala acestui joc. Mingi care par simple la prima vedere comit greșel. Acum o neînțelegere, de fapt un procedeu superb al lui Stoienică, care n-a mai șutat, ci l-a păcălit pe adversarul său, a lobat balonul peste acesta și colegul său din apărare n-a mai ajuns să joace mingea. Acum însă vine replica cu ajutorul fileului din partea echipei Tengo. 1-1 la decizii inspirate. Acum Stoienică găsește breșa, dar se poziționează bine. Lăzău, care mai are un efort să nu scape acel balon. Din nou Lăzău va veni la fileu pentru a trage. Stoienică nu se lasă nici el și acum are șansa să închidă acest punct și face acest lucru. Egalitate la 9. Ce schimb de mingi a fost la acest punct. Fiecare echipă a avut șansa de a închide punctul în cele din urmă. Lupeniul a egalat și menține suspansul. Orice este posibil în acest joc. Două puncte consecutive aduc victoria uneia dintre echipe.
time-out tehnic. Jucătorii revin pe teren și la scorul de 9-9 urmează cele mai importante mici din acest set decisiv, serviciu bun. Floare mai puțin inspirată, dar singur la fileu Lăzău nu scapă de Stoienică, care efectiv face lucruri miraculoase acolo în defensivă. Fie că e pe linie, acum e o greșeală, n-a putut să atace acel balon cum trebuia acolo la fileu și această greșeală se plătește. Pe faza a doua, Lupeniul punctează și are minge de meci. A făcut acea scurtă jucătorul cu numărul 15 de la Tengo, dar adversarii erau în apropiere, au recuperat balonul și au punctat. Acum care pe care, prima șansă pentru Lupen, vine și Stoienică din nou. Acum Purice salvează balonul, să vedem cine își asumă responsabilitatea pentru a încheia acest punct. Lăzău își spală păcatele de la punctul precedent, acum evită blocajul și restabilește egalitatea. Două puncte diferență sau ultimul punct cu numărul 13 va încheia acest meci. Cu prima șansă aparținând echipei din Lupen, a fost acolo blocajul, dar șansa a fost de partea echipei gazdă. Un punct poate încheia meciul. Sau dacă e egalitate, vom avea parte de cel puțin 3 mingi. Se apără bine Salontani, să vedem. Lăzău închide acest punct cu această greșeală. 2-0, 2-1 de fapt pentru Comexim Lupen, care au, jucătorii acestei echipe au muncit foarte mult și în cele din urmă au câștigat meritat, dar trebuie remarcat faptul că o echipă adversă mai inspirată și cu mai puține greșeli ar fi putut răsturna această situație și acest scor pe tabela de marcaj. Urmează partida dintre ASE București și Gomboș Târgu Mureș, partida cu numărul 6 din cadrul grupei A. Mai rămân de disputat meciurile CSM Slatina, Comexim Lupeni, Tengo Salonta, Gomboș Târgu Mureș, Comexim Lupeni, ASE București și CSM Slatina, Tengo Salonta.